După ce l-am convins pe provi să se culce, am ieșit până afară împreună cu prietenii mei. Startup aflase între timp toată tărășenia și am ținut un nou sfat. Încercam să găsim un răspuns la întrebarea dacă era mai bine să rămânem la cârciumă până avea să treacă steamerul, adică pe la ora 1 după amiaza, sau să pornim pe fluviu dimineața de vreme. În cele din urmă am socotit că era mai înțelept să rămânem pe loc și să plecăm doar cu vreo oră înainte de trecerea steamerului, când aveam să ieșim în cale și să ne lăsăm duși de curent. Odată hotărât acest plan de acțiune, ne-am întors în casă și ne-am dus la culcare. M-am întins în pat aproape îmbrăcat și am dormit adânc vreo câteva ore. Când mă deșteptai, vântul se întețise, iar placa de lemn pe care scria numele cârciumii, corabia, stârția și se trântea de perete cu zgomote care mă făceau să tresar. Ridicându-mă încetişor, căci Provis încă dormea, aruncai o privire pe fereastră. Avea vedere către micul chei unde ne urcaseră în barca pe uscat și, când ochii mi se obișnuiră cu lumina lunii acoperite de nori, doi oameni se uitau la ea. Aceștia trecură apoi prin dreptul ferestrei, fără să se mai uite și la altceva, dar nu coborâră spre debarcader, de care putui să mă convin că era pustiu, ci își croiră drum prin mlaștină, îndreptându-se către nor. Prima mea pornire fu să-l trezesc pe Herbert și să-i arăt pe cei doi oameni, îndepărtându-se. Însă, gândindu-mă puțin înainte să intru în odaia lui, care se afla în spatele casei, perete în perete cu a mea, și socotind că el și Startup avuseseră o zi mai grea decât mine și că de bună seamă erau obosiți, renunțai. Întorcându-mă iarăși la fereastră, îi mai putui zări pe cei doi cum înaintau prin mlaștină. Totuși, la lumina aceea îi pierdui curând din vedere și, făcându-mi se foarte frig, mă urcai din nou în pat cu gând să cumpănesc mai bine problema, dar a dormi pe loc. Ne-am sculat de vreme. În timp ce ne plimbam în sus și în jos, toți patru, așteptând gustarea de dimineață, am socotit că era momentul să le povestesc ceea ce văzusem. Și de data aceasta, Provi se arătă cel mai puțin îngrijorat dintre toți. Fuseseră pe semne funcționarii de la vamă, zise el calm, care nu aveau nimic de împărțit cu noi. Am încercat să mă conving și eu că într-adevăr așa stăteau lucrurile, căci, firește, putea avea dreptate. Cu toate acestea, i-am propus ca noi doi să mergem pe jos până la un punct pe care l-am arătat în zare, iar barca să ne ia de acolo sau din apropiere de locul acela unde ne-ar fi venit mai la îndemână pe la ora prânzului. Această măsură de siguranță fiind binevenită, curând, după gustarea de dimineață, Provi și cu mine pornirăm la drum, fără să spunem nimic la cârciumă. Provi își fuma pipa în vreme ce mergeam, iar uneori se oprea să mă bată ușurel pe umăr. Priviți din afară, ai fi putut crede că eu eram cel în primejdie și nu el, cel care încerca să mă liniștească. Vorbeam foarte puțin. Când ne apropiarăm de locul hotărât, îl rugai să rămână adăpostit, cât aveam să mă duc eu în recunoaștere. El se înduplecă, iar eu înaintai de unul singur. Nu se vedea nicio barcă pe fluviu în dreptul locului de întâlnire, nici vreuna trasă la mal prin preajmă, nici vreo urmă că pe aici s-ar fi îmbarcat niște oameni. Însă, de fapt, apele crescuseră mult și sub ele s-ar fi putut afla niște urme de pași. Când Provis privi în zare din adăpostul lui și mă văzu făcându-i semn cu pălăria, veni lângă mine și rămaserăm amândoi în așteptare, ba întinși pe mal, înfășurați bine în hainele noastre, ba mișcându-ne de colo-colo să ne mai încălzim, până când zărirăm barca noastră apropiindu-se. Ne suirăm cu ușurință în ea și vâslirăm în calea steamerului. Mai erau numai 10 minute până la ora 1 și începuserăm să ne uităm după fumul coșului său.
Însă abia la ora 1:30 îi zărirăm fumul, iar curând după aceea, în urma lui a apărut fumul unui alt steamer. Cum amândouă veneau cu toată viteza, ne pregătirăm sacii de călătorie și ne luarăm rămas bun de la Herbert și Startup. Ne strânseserăm călduros mâinile, în ochii lui Herbert și între ai mei jucând câteva lacrimi, când deodată văzui o luntre mare cu patru lopeți țâșnind de undeva de pe mal, puțin mai jos de unde ne urcaserăm noi și îndreptându-se tot în calea steamerului. Până în clipa aceea fuseserăm despărțiți de fumul vasului de o porțiune destul de întinsă de mal, din pricina cotului pe care îl făcea fluviul acolo, însă acum îl vedeam venind drept către noi. Le strigai lui Herbert și lui Startup să se mențină în calea steamerului, ca să poată să ne vadă că îl așteptam și îl implorai pe Provi să stea liniștit pe banca lui, înfășurat bine în manta. El îmi răspunse vesel, ai încredere în mine, dragă băiete, și rămase neclintit ca o statuie. Între timp, luntrea, condusă cu multă pricepere, tăiase fluviul înspre noi, așteptase să ajungem lângă ea și acum mergea pe lângă noi. Păstrând o distanță doar atât cât le trebuia vâslelor, se ținea scai de noi, lăsându-se în voia curentului, când ne lăsam și noi în voia lui, dând de vreo două lovituri de lopeți, când dădeam și noi vreo două. Dintre cei doi oameni care ședeau pe bancă, unul ținea cârma și se uita cu atenție la noi, cum fac toți cârmacii, iar celălalt stătea înfășurat până la ochi în mantaua lui, la fel ca Provis, și părea să se chircească și să-i șoptească niște instrucțiuni cârmaciului. Niciun cuvânt nu se rosti între una dintre bărci. Startup, care stătea în fața mea, putu desluși după câteva minute care era cel din tâi steamer și îmi șopti ușor, Hamburg. Vasul se apropia de noi cu mare viteză, iar bătaia paletelor sale devenea din ce în ce mai puternică. Mi se părea că umbra lui se înălțase deja peste capetele noastre când barca ne somă. Eu răspunsei. Aveți un deportat care s-a întors, zise omul care ținea cârma. Acela de acolo, înfășurat în manta. În numele său este Abel Magwitch, zis și Provis. Îl arestez și cer să se predea, iar vouă să mă ajutați. În aceeași clipă, fără vreun ordin dat echipajului, luntrea se lipi de barca noastră. Luntrașii trăseseră o singură dată cu putere de vâsle, își ridicaseră lopețile înăuntru, se repeziseră de-a curmezișul bărcii noastre și o apucaseră cu mâinile de copastie mai înainte să ne dăm seama ce făceau. Manevra aceasta stârni mare confuzie la bordul steamerului și auzi pe marinar strigând la noi, auzi ordinul de oprire a paletelor, le auzi oprindu-se, dar simți că vasul venea mai departe neabătut drept spre noi. În aceeași clipă îl văzui pe cârmaciul luntrei punând mâna pe umărul arestatului său, văzui ambele bărci învârtindu-se în loc, mânate de curent, și văzui pe toți marinarii steamerului dând fuga la provă înnebuniți. Tot atunci îl văzui pe arestat sărind în picioare, întinzându-se peste cel care îl prinsese și trăgând mantaua de la gâtul celui care stătea ghemuit pe banca luntrei de alături. În aceeași clipă văzui că fața descoperită era fața celuilalt pușcăriaș de odinioară și tot atunci văzui acea față trăgându-se înapoi, atât de albă de groază că n-am să uit niciodată, auzi un strigăt de mai multe glasuri venind de pe puntea steamerului, un plescăi zgomotos în apă și simți barca scufundându-se sub picioarele mele. Timp de o clipă, mi se păru că mă lupt cu o mie de aripi de mor de vânt și cu o mie de fulgere luminoase. Clipa trecu, iar eu mă trezi urcat în luntre.
Era și Herbert acolo, la fel și Startup. Dar barca noastră dispăruse și cei doi pușcăriași de asemenea. Cu strigătele de pe puntea steamerului, cu ușuieratul furios al aburilor săi, cu deriva sa și deriva noastră, la început nu putui desluși cerul de apă sau un mal de altul. Dar echipajul luntrei îndreptă cu mare iuțeală barca și, după câteva lovituri puternice și grăbite în apă, vâsli viguros, fiecare om uitându-se tăcut și pătrunzător în valurile de la pupă. Curând, un obiect negru apăru în partea aceea, îndreptându-se spre noi, mânat de curent. Nimeni nu scoase un cuvânt. Cârmaciul își ridică mâna și oamenii începură să tragă la rame, ținând luntrea pe loc, drept în calea obiectului. Când se apropie mai mult, am văzut că era de fapt Magwitch înotând, însă nu cu mișcări libere. Fu ridicat în barcă și imediat i se puseră cătușe la mâini și la picioare. Luntrea a fost ținută pe loc, iar supravegherea tăcută și atentă a apei continuă. Însă acum a apărut steamerul de Rotterdam, care nu dădea semne că a înțeles ce se întâmplase și venea cu toată viteza. După ce i se dădu de veste și se opri, ambele steamere se îndreptară de noi, luntrea săltând și coborând pe valurile stârnite de ele. Supravegherea continuă mult după ce totul reveni la nemișcarea de dinainte și cele două steamere dispăruseră. Însă cu toții știau de acum că așteptarea era zadarnică. Într-un târziu renunțară și vâsliră spre mal, trăgând în dreptul cârciumii pe care o părăsiserăm de dimineață, unde am fost întâmpinați cu multă mirare. Aici putui să-i dau o oarecare îngrijire lui Magwitch, cu Provis se sfârșise, care primise mai multe lovituri în piept și avea o tăietură adâncă la cap. Îmi spuse că bănuia că fusese târât de apă sub chila steamerului și se lovise la cap când se ridicase din nou la suprafață. Rana de la piept, care îi îngreuna dureros respirația, credea că o căpătase când căzuse peste marginea bărcii urmăritorilor. Mai zise că nu putea spune ce a făcut lui Compeyson, dar că, în clipa în care își înfipsese mâna în haina lui ca să-l descopere, canalia se ridicase și se dăduse înapoi, astfel că amândoi căzuseră în apă, iar când el fusese smucit peste marginea bărcii, omul care l-arestase se căznise să nu-i dea drumul și astfel răsturnase barca. Îmi mai povesti în șoaptă că amândoi se duseseră la fund, încreștat sălbatic unul de brațele celuilalt și că fusese o luptă sub apă din care el se desprinsese, ieșise la suprafață și se îndepărtase în nord. N-am avut niciodată vreun motiv să mă îndoiesc de adevărul spuselor sale. Ofițerul care ținuse cârma luntrei povesti același lucru despre cum căzuseră cei doi în apă. Când i-am cerut ofițerului permisiunea să-i schimb pușcăriașului meu hainele ude cu orice fel de veșminte pe care le-aș fi putut cumpăra de la cârciumar, el în cuvință pe dată, spunând doar că trebuia să confiște tot ce avea prizonierul asupra lui. Astfel, portofelul care fusese odată în mâinile mele trecu în mâinile ofițerului. După aceea, el îmi dădu voie să-l însoțesc pe prizonier până la Londra, însă le refuză același hatâr și celor doi prieteni ai mei. Omului de la cârciumă îi se arătă unde se dusese la fund înecatul și îi se dădu sarcina să caute leșul prin locurile unde ar fi putut să apară la mal. Mi se păru că interesul său pentru recuperarea cadavrului sporește vădit când auzi că mortul avea ciorapi. Probabil ar fi trebuit o duzină de necați ca să se echipeze complet și probabil că acesta era și motivul pentru care hainele de pe el se aflau în diverse stadii de deteriorare. Am rămas la cârciumă până ce început din nou fluxul.
Atunci Magwitch fu dus până la barcă și suit în ea. Herbert și Startup urmau să ajungă la Londra pe uscat, de îndată ce vor fi putut. Despărțirea de ei fu sfâșietoare și, când îmi luai locul pe bancă, alături de Magwitch, simți că lângă el avea să fie locul meu tot timpul care îi mai rămânea de trăit. Căci acum repulsia mea se topise și în ființa hăituită, rănită și încătușată, care mă ținea de mână, vedeam numai un om care voise să fie binefăcătorul meu și care se purtase cu o statornică dragoste, recunoștință și mărinimie față de mine, an de-a rândul. Vedeam în el numai un om cu mult mai bun decât fusesem eu față de John. Respirația lui devenea mai grea și mai dureroasă pe măsură ce se lăsa noaptea și deseori nu-și putea înăbuși gemetele. Încerca în fel și chip să-l sprijin cu brațul de care mă puteam folosi, dar mă înfioram la gândul că, în adâncul sufletului meu, nu regretam faptul că fusesem grav rănit, căci, fără discuție pentru el, cel mai bine era acum să moară. Nu mă îndoiam că mai erau încă în viață destui oameni care ar fi fost în stare și ar fi dorit să-l denunțe. Nu puteam nădăjdui că va fi judecat cu îngăduință. Fusese înfățișat în cea mai neagră lumină la primul său proces. Evadase din pușcărie și fusese condamnat din nou, se întorsese din exilul în care fusese trimis pe viață și provocase moartea celui care ajutase la arestarea sa. Pe când ne întorceam cu fața către apusul pe care ieri îl lăsaserăm în urma noastră, pe când șuvoiul speranțelor noastre părea să curgă înapoi, îi spusei cât de mult mă îndurera gândul că se întorsese în țară numai de dragul meu. Dragul meu băiat, răspunse el, sunt foarte mulțumit că mi-am încercat norocul. Mi-am văzut băiatul, iar el poate fi un gentleman și fără mine. Nu, mă gândisem și eu la acest lucru, cât stătuserăm acolo unul lângă altul, nu. În afară de ceea ce mă îndemna pe mine cugetul, înțelegeam acum și sfaturile lui Wemmick. Prevedeam că, odată condamnat, bunurile sale aveau să fie confiscate de coroană. Ascultă-mă, băiete dragă, zise el, acum este mai bine pentru un gentleman să nu se afle că are vreo legătură cu mine. Vino să mă vezi ca și când l-ai însoțit din întâmplare pe Wemmick. Să stai undeva ca să te pot vedea, când voi fi judecat pentru ultima oară după atât de multe procese. Nu-mi doresc nimic mai mult. N-am să mă mișc de lângă dumneata, zise eu, ori de câte ori mi se va îngădui să stau alături. Cu vrerea lui Dumnezeu îți voi fi tot atât de credincios, cum ai fost și dumneata mie. Îi simți mâna tremurând în mâna mea. Apoi, stând lungit pe fundul bărcii, își întoarse capul în lături și l-auzi scoțând din gât sunetul acela lui, pe care îl cunoșteam de mult, acum mai înmuiat, precum era toată ființa sa. Era un lucru bun că adusese vorba despre aceasta, căci îmi dădu prilejul să mă gândesc la un lucru care, altminteri, nu mi-ar fi trecut prin cap până ce n-ar fi fost prea târziu, și anume că el nu trebuia să afle niciodată cum se năruiseră toate speranțele sale de a face din mine un om bogat. A doua zi a fost dus la birourile poliției și ar fi fost înaintat numai decât spre judecată, dacă n-ar fi fost nevoie mai întâi să fie chemat un bătrân gardian de pe pontonul de unde evadase odinioară ca să-i confirme identitatea. Nu că s-ar fi îndoit cineva de identitatea sa, dar că Payson, care ar fi vrut să depună mărturie, murise și fusese luat de ape, iar la vremea aceea s-a întâmplat să nu fie la Londra niciun slujbaș de la închisoare care să poată oferi mărturia cerută. Mă dusesem drept la domnul Juggers acasă, chiar în noaptea în care sosisem,
ca să mă asigur de ajutorul său, dar domnul Juggers nici nu voise să audă de așa ceva. Îmi mai spusese că amânarea obținută era cea din urmă, căci în clipa în care martorul avea să ajungă la Londra, procesul se va sfârși în 5 minute și nicio putere de pe pământ n-ar fi putut să împiedice o sentință împotriva noastră. I-am împărtășit domnului Juggers dorința de a nu lăsa pe Magwitch să afle despre soarta verii sale. Domnul Juggers se rățoi la mine supărat că o lăsasem să-mi scape printre degete și zise că ar trebui să facem un memoriu și să încercăm totuși să recuperăm măcar o parte din ea. Însă nu mi-ascunse faptul că, deși erau multe cazuri în care confiscarea nu se înfăptuia, în cazul de față nu putea fi găsită nicio circumstanță care să schimbe hotărârea. Înțelesei acest lucru foarte clar. Nu eram rudă cu omul scos în afara legii, nici nu aveam cu el vreo legătură care să poată fi recunoscută. Magwitch nu scrisese niciun act, nicio donație în favoarea mea mai înainte de arestare, iar acum nu mai avea niciun rost să o facă. Nu aveam niciun drept, așa că m-am hotărât și m-am ținut întotdeauna după aceea de hotărârea mea să nu îmi amărăs niciodată inima, străduindu-mă zadarnic să-mi demonstrez vreunul. Din câte se părea, înecatul sperase să capete o recompensă din confiscarea averii și obținuse câteva informații foarte lămurite despre afacerile lui Magwitch. Când trupul lui fu descoperit la multe mile depărtare de locul morții și atât de cumplit desfigurat încât nu putu fi recunoscut decât după ce avea în buzunare, se găsiră într-o casetă pe care o purta la el niște hârtii încă lizibile. Printre acestea se afla numele unei bănci din New South Wales, la care era depusă o sumă de bani și câteva însemnări despre niște terenuri de o valoare considerabilă. Ambele informații apăreau și pe o listă pe care Magwitch, din închisoare, i-o dădu domnului Juggers și care conținea inventarul averilor pe care el credea că le voi moșteni. Faptul că bietul om nu cunoștea adevărul îi fu de folos. În cele din urmă, căci nu se îndoi nicio clipă că moștenirea mea era în deplină siguranță cu ajutorul domnului Juggers. După întârziere de 3 zile, în care procurorii regali așteptară să vină martorul de pe vasul deținuților, acesta sosi, în sfârșit, oferind veriga lipsă din acest caz foarte multiplu. Magwitch fu desemnat pentru a compărea în fața curții în sesiunea următoare, care urmea să înceapă peste o lună. În această perioadă neagră a vieții mele, Herbert se întoarse acasă într-o seară foarte abătut și îmi zise: "Dragul meu, Handel, mă tem că te voi părăsi curând." Cum partenerul său de afaceri mă pregătise din timp pentru această veste, am fost mai puțin uluit decât se aștepta Herbert. "Am un prilej minunat dacă mi-aș amâna plecarea la Cairo și, din păcate, trebuie să plec, Handel, tocmai când ai mai multă nevoie de mine." "Herbert, întotdeauna voi avea nevoie de tine, pentru că întotdeauna îmi vei fi tare drag, dar nu o să am acum mai multă nevoie de tine ca altă dată." "Vei fi atât de singur." "N-am răgazul să mă gândesc la acest lucru," zise eu. "Tu știi că sunt mereu cu el, tot timpul care ni se îngăduie și că, dacă aș putea, aș sta toată ziua împreună cu el. Iar când plec de lângă el, știi că toate gândurile mele tot către el se îndreaptă." Situația fără scăpare în care se afla Magwitch ne îngrozea atât de tare încât nu puteam să o pomenim mai deslușit. "Dragul meu prieten," zise Herbert, "dă-mi voie ca apropiata noastră despărțire, căci este foarte apropiată, să-mi fie scuza pentru faptul că te voi mai sâcâi și eu acum. Te-ai gândit la viitorul tău?" "Nu, căci mi-e teamă să mă gândesc la orice fel de viitor." "Dar nu trebuie să-l dai uitării pe al tău." "Pe cuvânt, dragul meu, scumpul meu Handel, nu trebuie să-l dai uitării.
Mi-ar plăcea să arunci o privire acum asupra ta, măcar cât te pot ajuta cu vreo câteva cuvinte prietenești. Bine, zise eu. În noua filială a firmei noastre, Handel, am avea nevoie de un... Înțelesei că ocolea din delicatețe numele slujbei, așa că îi șoptii. Un funcționar. Un funcționar. Și sper că nu va fi cu neputință să avanseze, așa cum i s-a întâmplat și unui funcționar pe care îl cunoști tu, și să devină partener. Așadar, Handel, pe scurt, dragul meu prieten, vrei să vii la mine? Era ceva nespus de fermecător, de prietenesc și de îmbietor în felul în care rostise propunerea după cuvintele așadar, Handel, care păruseră începutul grav al unui discurs de rău augur, schimbând imediat tonul, întinzându-mi mâna sa cinstită și vorbindu-mi ca unui coleg de școală. Clara și cu mine am vorbit și am răs vorbit despre acest lucru, continuă Herbert, iar ea m-a rugat chiar azi, cu lacrimi în ochi, să-ți spun că dacă vrei să locuiești împreună cu noi, când vom fi noi acolo, ea va face tot ce-i va sta în putință să te simți fericit și să-l convingă pe prietenul soțului său că este și prietenul ei. Am dus-o atât de bine împreună, Handel. Le-am mulțumit din tot sufletul, dar am spus că, deocamdată, nu eram sigur că mă voi putea alătura afacerii lui cum avusese bunătatea să îmi propună. În primul rând, pentru că mintea mea era prea ocupată cu altele acum, ca să fiu în stare să judec bine această propunere. În al doilea rând, pentru că, mai exista o nelămurire, n-aș fi putut spune care anume, în gândurile mele, și care va ieși curând la iveală, la sfârșitul acestei mici povestiri. Dar dacă tu crezi, Herbert, sau dacă poți, fără să păgubești cu nimic afacerea ta, să lași întrebarea deschisă încă puțin timp. Oricât de mult, strigă Herbert, 6 luni, 1 an. Nu atât de mult, zise eu, 2 sau 3 luni, cel mult. Herbert era în culmea fericirii când ne-am strâns mâinile, pecetluind această înțelegere și îmi zise că acum avea curajul să-mi dea de veste că va trebui să plece chiar la sfârșitul săptămânii. Și Clara? Întreba eu. Draga de ea, răspunse Herbert, va rămâne credincioasă lângă tatăl ei cât va mai trăi, deși nu o să o mai ducă mult. Doamna Wimple mi-a mărturisit că, fără nicio îndoială, e pe ducă. Nu vreau să par lipsit de inimă, zise eu, dar nici că ar putea face altceva mai bun decât să moară. Din păcate, trebuie să recunosc că așa este, zise și Herbert. După aceea o să mă întorc să o iau și pe draga de ea, iar scumpa de ea și cu mine vom merge liniștiți la prima biserică. Ține minte, micuța mea dragă nu provine din nicio familie nobilă, dragul meu Handel. Nu s-a uitat niciodată în cartea roșie și habar n-are cine a fost bunicul ei. Ce noroc pe mine! În aceea săptămână, sâmbătă, mi-am luat rămas bun de la Herbert, plin de speranțe luminoase, dar abătut și mâhnit că trebuia să mă părăsească. În vreme ce el se așezase deja într-unul dintre poștalioanele care mergeau spre port. Apoi am intrat într-o cafenea ca să-i scriu Clarei un bilet, spunându-i că Herbert a plecat și că-i trimite toată dragostea lui, după care m-am întors în casa mea singuratică, dacă merita numele de casă, pentru că acum nu mai era o casă pentru mine, iar alt cămin nu mai aveam nicăieri. Pe scări mă întâlni cu Wemmick, care tocmai cobora după ce își tocise degea bancheturile degetelor în ușa mea. Nu-l mai văzusem singur de la dezastrosul deznodământ al încercării noastre de fugă. Iar cum venise în calitate de persoană particulară să-mi spună câteva cuvinte privitoare la eșec. Răposatul Compeyson, zise Wemmick, a ghicit puțin câte puțin, mai bine de jumătate din afacerea care se judecă acum. Eu am aflat ce am aflat din spusele unora dintre oamenii săi, intrați într-o încurcătură. Am stat cu urechile ciulite,
prefăcându-mă că n-aud, până ce am aflat că era plecat din Londra și atunci m-am gândit că ar fi momentul potrivit să faceți încercarea. Abia acum am început să bănuiesc că și acest zvon făcea parte din planul lui de om foarte inteligent, obișnuit să-și înșele propriile unelte. Nu mă învinuiești pentru asta, sper, domnule Pip. Crede-mă, am încercat din toată inima să te ajut.